Rapidul revine în Europa după aproape 3 ani. Ultima prezență giuleșteană fiind pe 2 octombrie 2008, un 1-1 cu Wolfsburg, gol Maftei, rezultat care însă după un 0-1 în tur în Germania le aducea eliminarea. Au urmat două sezoane ratate în care echipa, indiferent de cine a fost condusă, a ratat trenul spre Europa, a venit însă înapoi Răzvan Lucescu, artizanul calificării din 2006 în sferturile Cupei UEFA, și speranțele de mărire europeană au reapărut în Giulești. Obstacolul spre grupele Europa League sunt polonezii de la Słupsk Wrocław, adversari care, chiar dacă absentează de aproape un sfert de veac din competițiile continentale, sunt extrem de periculoși, mai ales că au un start de sezon foarte bun și sunt împinși de la spate de un public formidabil. E puține momente până la startul partidei Słupsk Wrocław Rapid. Iată un meci care începe în acest moment cu echipa poloneză atacând de la dreapta la stânga. Iată și cele două formații. Rapidul în poartă cu Dani Coman, apoi Rui Duarte, Marcos Antonio, Dan Alexa, Grigore, Casio, Herea, Roman, Burcă, Bozovi și Surdu. De partea cealaltă, Slask cu Kelemen, goalkeeper, apoi Țelevan, Pietrașic, Vasiliuc, Soca, Dudek, Elsner, Sobota, Mila, Cetnaschi și Diaz. Arbitru, așa cum am spus, neamțul Mihail Weiner. O pasă bună, nu este offside și situație mare pentru Slosbar și mingea este în afara terenului de joc. Excelent, a reușit să dejoace offside-ul Omar Diaz. Însă, spre norocul Rapidului, balonul trimis spre poartă a lovit bara lateral și a ieșit în afara terenului. Iată prima situație de gol ratată de cel mai periculos om al polonezilor, autorul golului victorie în minutul 88 în ultima partidă de campionat pe care polonezii au jucat-o și câștigat-o 1-0 în deplasare. Prin plan cu Herea, golgheterul de anul trecut al Rapidului. Probabil va urma o aruncare a balonului în fața porții lui Kelemen. Așa se întâmplă acolo, însă a intervenit Pietrașac. A respins continuu atacul Rapidului. Herea la 8 metri. Herea întoarce balonul. Nu reușește să spună mingea în poziție de șut și faza se trăcește. Pot pleca pe contraatac fotbaliștii polonezi. Elsner, Dudek. Bune combinații ale polonezilor și va fi lovitură liberă pentru Słupsk. Am revăzut intervenția lui Burcă. Se chinuie ceva la pământ Elsner. Polonezii au în palmares, așa cum spuneam, un singur titlu și 3 cupe. Este o formație care atunci când a fost înființată s-a numit Pioner, apoi Legia, precum omonima sa din Varșovia din 1957. Se cheamă Słupsk, de fapt este traducerea în poloneză a cuvântului Silesia. Șut la poarta lui Coman și gol! Gol marcat de către Sebastian Mila în minutul 16. Zidul nu a fost așezat așa cum trebuie și Coman a fost păcălit. Din păcate, din minutul 16, Mila deschide scorul pentru Słupsk Wrocław, spre bucuria lui Orest Lencic. 35 de metri, nici Coman nu s-a așezat foarte bine. 5 jucători în zidul Rapidului și o lovitură perfectă pentru Sebastian Mila. Minutul 16 așadar, 1-0 pentru Słupsk Wrocław în fața Rapidului și gluma nu mai este deloc glumă pentru giuleșteni. Rui Duarte, Alexa, Rapid trebuie să
înceapă să atace. Până acum s-a mulțumit cu un joc de așteptare, un joc care, iată, a costat-o, e adevărat, dintr-o fază fixă, dar a costat-o. Gazdele conduc cu 1-0 și această formație poloneză este una extrem de dificilă în deplasare. Șut! Incredibil! Ce ratare! Ce ratare a lui Casio! Ce șut frumos a trimis Casio, însă mingea a trecut pe lângă bara din stânga. Portarul Kelemen era spectator. Senzațional a reluat acest balon venit de la polonezul Soca. Greșeala celui care a înscris și recuperare a ciuleștenilor. Mihai Roman pe stânga, este un culoar foarte bun. Herea, în fața lui Herea se află Țelevan. Herea, dribling bun, încă un dribling. Herea însă exagerează, parcă forțează penaltiul, nu reușește să-l... și șut, gol! Gol! Ce gol dă Nicolae Grigore! Un gol venit parcă de nicăieri. Stadionul Oporovska a mărmurit pur și simplu, un gol venit parcă de nicăieri. Nicolae Grigore egalează pentru Rapid. Și 5 de metri și Nicolae Grigore, care mai are în palmares un gol extraordinar într-un derby cu Steaua acum câțiva ani pe fostul stadion național, reușește să egaleze și Rapidul reintră cum nu se poate mai bine în joc. Pe Herea îi cere Alexa mingea, însă preferă o pasă pe partea stângă la Bozovici. Bozovici îl are în față pe Soboda. Vinge în spate, din nou direcția de atac schimbată foarte bine la lui Duarte, apare însă acolo extraordinar Soha. Repun Rapid giuleștenii, Roman în fața porții, însă Surdul nu reușește să ajungă la balon, șut din nou spre poartă. Minge în blocaj, cel care a tras, cred că a fost Herea. Șansă bună de 2-1 pentru giuleșteni în Polonia pe stadionul Oporovska din Wrocław. Burcă, Grigore, Roman, Surdu, pătrunderea lui Surdu este un jucător foarte rapid, Surdu șut în blocajul lui Vasiliuc, balon în corner, însă mingea trimisă de Surdu nu era pe spațiul porții. Spuneau fotbaliștii români aseară la antrenament, dacă reușim să plecăm măcar cu un egal, atunci, chiar dacă nu jucăm în Giulești, ne vom califica. O mare pierdere faptul că Rapidul nu evoluează pe stadionul din Giulești. Să-l vedem pe Surdu, pe stânga, vine Bozovici la învăluire, pătrunderea lui Surdu, pasă la Bozovici poate să centreze în fața porții, gol! Superbă faza Rapidului, Mihai Roman! Minutul 34, contraatac școală pentru giuleșteni. Surdu, apoi Bozovic, centrare în fața porții, de unde Mihai Roman îl execută sumar pe Kelemen. Ce intervenție cu piciorul drept, cu ristul piciorului drept, și Rapidul conduce pe stadionul Oporovska, pe Slost Wrocław. Excelentă și pasa lui Bozovic. Alexa s-a descurcat foarte bine până acum, chirurgul. Alexa, un transfer foarte bun pentru Rapid făcut în această vară. Omul care a fost 5 ani cămitan la Poli Timișoara. Centrarea lui Grigore, minge la Surdu, șuta lui Surdu este nesigur, Kelemen. Însă din două bucăți reușește să prindă portarul lui Slos. Se descurcă argentinianul, iată un nou duel între Herea și Diaz. Herea se răzbună pentru intervenția de mai devreme, în care l-a faultat argentinianul. Surdu, în care e o față poții, Surdu! Însă nu a putut să ajungă la balon Casio. Putea fi 3-1 în minutul 43. Acțiune excelentă a lui Herea, despre care chiar spuneam mai devreme că a avut o evoluție foarte bună în această primă repriză. Centrare
șut, să-i spunem, al lui Surdu. Mila, moment periculos pentru poarta lui Dani Coman. Acolo s-a trimis în fața porții, minge a ieșit în afară și vor repune fotbaliștii lui Răzvan Lucescu. Este extrem de periculos acest Mila. Vedem cum l-a fentat pe Bojovici. Centrat, bună intervenția lui Burk. Surdu, înconjurat de patru jucători, Surdu se complică și pot dezvolta o ocazie, o fază bună. Jucătorii polonezi, încă un șut al lui Mila, indiscutabil, are niște execuții extraordinare. Cel mai tehnic fotbalist din echipa antrenată de Orest Lencic. Două locuri, doi a câștigat antrenorul actual al lui Slos. Mai ales că în ultimele trei sezoane au fost rezultate mediocre sau foarte mediocre. Pasă excelentă la Herea cu călcâiul. Herea nu are poziție de șut în spate la Alexa. Șut Alexa! Peste poartă! Formidabilă ghiulea trimisă de Alexa, dar ce fază au creat rapidiștii în acest minut. O pasă pe care a primit-o formidabil. Herea n-a putut să pătrundă direct pe poartă, a pasat în spate la Alexa. Șutul lui Alexa peste poartă, lovitură de la colțul terenului în favoarea giuleștenilor. De fiecare dată când încep să paseze rapid în zona careului de 16 metri, de fiecare dată aproape îi pun pe picior greșit pe fundașii polonezi. Bancu a marcat așadar în ultima etapă de campionat în minutul 87 golul victoriei, cu care Rapid a obținut 3 puncte extrem de importante. Tot Bancu a reușit un gol formidabil în victoria giuleștenilor în fața celor de la Poli Timișoara în returul anului trecut, 3-2. Același Bancu a marcat golul victoriei contra Stelei tot în returul trecut. Probabil Răzvan Lucescu se bazează pe experiența sa de vulpoi pentru a specula ieșirea în atac a echipei poloneze. Iată-l pe Mihai Roman, contraatac foarte bun la Rapidului. Surdu, vine foarte bine. Bojovici, șut al lui Surdu și intervine Kelemen. Îi reproșează cu echipierii lui Surdu faptul că nu a pasat în stânga. Era Bojovici în dreapta, alți doi coechipieri, însă până la urmă este o nouă lovitură de la colțul terenului pe care o va trimite în fața porții lui Kelemen, același Iulian Apostol. Bancu rezistă, balonul însă este preluat de polonezi. Foarte sus, rămân în pressing jucătorii lui Răzvan Lucescu și mai reușesc încă o recuperare. Pancu, Bojovici, fentă, un dribling frumos, excelent, trimite mingea la Surdu, în fața porții! Însă acolo nu se descurcă Herea, vine din nou șut, Pancu, scoate Kelemen, gol! Iulian Apostol, este 3-1 pentru Rapid la Slos Wrocław. Ce fază au făcut giuleștenii după ce au rămas în pressing foarte sus, i-au silit pe adversar să piardă balonul. Mingea a fost trimisă de câteva ori spre poartă, intervenția lui Kelemen, a fost șutul lui Pancu. Iată formidabilă intervenția lui Kelemen și Apostol înscrie 3-1, dar ce voleu a prins Pancu, pe care tocmai îl lăudam la intrarea de acum câteva minute. Cine n-are bătrân să-și caute. Pancu, deși nu mai rezistă, așa spuneau mulți, că nu mai rezistă un singur meci sau că nu mai poate reveni la un fotbal de înaltă performanță. Iată-l după ce s-a transferat de la Vaslui la Rapid, reușind câteva momente extraordinare pentru formația antrenată acum de Răzvan Lucescu. Din minutul 79, așadar, Rapid conduce cu 3-1 la Wrocław. Se aruncă, se năpustesc pur și simplu un atac fotbaliștii lui Orest Lencic.
Face Sandweiner, jocul poate să continue. Încă o dată mingea ajunge pe stânga la Surdu. Surdu întoarce balonul. Apostol, Apostol rezistă. Apostol atacului lui Stila și acum vine centrarea lui spre Roman. Ce ocazie de 4-1 pentru Rapid. Superbă centrarea. Rui Duarte a fost cel care a trimis mingea în cross. Lovitura de cap a lui Roman, formidabil. Rui Duarte, Roman, Roman, șuta lui Roman cu stângul și Kelemen încă o dată intervine și Răzvan stă cu capeace. Ar fi preferat din nou ca jucătorul său să paseze unui coechipier, mai bine probabil Bojović. Da, acum vedem intervenția lui Stilca asupra lui Apostol, din fericire pentru fostul jucător al Naționalei și actualul jucător al Rapidului. N-a fost vorba de ceva greu. Iată-l pe Kelemen, cât de sus iese, intră, intervine Coman. Formidabil, a apărut ca din senin în fața porții lui lui Coman. Indiferent ce se va întâmpla până la finalul partidei, este greu că se mai poate modifica Rapid. Pleacă învingătoare din Polonia, chiar dacă acum este suspans, dar se opune Rui Duarte. Este 3-1 cu 15 secunde înainte de final. Debut cu dreptul pentru Răzvan în noua eră la Rapid. Răzvan considerat omul care a creat în urmă cu 6 ani o adevărată echipă care să se poată bate în Europa. Termină în atac polonezii, dar nu le folosește la nimic. Rapid a dominat clar începând din minutul 23, de atunci de când a reușit să egaleze Nicolae Grigore. Până atunci a fost un meci în care gazdele au pus ceva probleme giuleștenilor. Iată fluier final, victorie extraordinară pentru Rapidul lui Lucescu, 3-1 în Polonia și 99% șanse de calificare în grupele Europa League. Autorul golului cu numărul 3, Iulian Apostol. Reamintesc că a deschis scorul Mila, a egalat Grigore, apoi Roman a făcut 2-1 și Apostol a stabilit scorul final, 3-1. Așadar, Slos, Rapid 1-3, debut formidabil pentru giuleștenii în Europa.